aglomerare. Tu nu vezi pe unde mergi, mă, bulangiule? Se vede că ai trecut de la căruță direct la volan, te-ai dus. Ce zici acolo, băiatule? Auzi, bre, vezi că te caută moartea pe acasă. Și tu, dă dracu mașina mai în spate și lasă-mă să trec. Ce faci ăsta? Hai de bre, rămâi acolo. Uite-l, mă, ce face, mă. Ce fac, bre, chem porumbii? Ce chem? Așteaptă-mă 2 minute, domniță. Oprește mașina. Dă-te jos. Vezi magazinul de acolo? Te duci acolo la magazin și iei niște sifon pentru tine și prietenii tăi. Eu cred că v-a bătut soarele în cap pe drum și de sete ce voi v-ați pierdut cu firea. Așa e? Dar știam. Deci te duci acolo și zici că te-a trimis Nea Sandu să-ți dea fără bani. S-a înțeles? Hai, bun, fuguță. Să mă ierți, domniță, te duce șoferul meu, că eu mai am un pic de treabă aici. Să nu pierzi autobuzul. Mulțumesc, dar nu e nevoie, poți să iau și pe jos. Păi nu, te duce gică, ca să mă săpățească ceva pe drum. Și când mai vii pe aici, dă un telefon să-mi fac și eu timp să te primesc ca lumea. Asta înseamnă că nu v-am supărat prea tare cu întrebările mele. Ți-am mai zis, domniță, de supărat nu mă supăr eu pe o fată frumoasă. Hai, drum bun să ai. Mulțumesc. Dă-le la băie să bea. Așa. Bea și tu. Departe de casă. Cu ce treabă pe la noi? Mergem până la Muse. Cu ce treabă, am zis? Am auzit că e un club acolo și am zis să... Și ce v-a zis voi? Dacă tot veniți de la capitală, ia să mai ne râdem de țăranii ăștia de la Giurgiu, este? Câți ani are tăticul și mămica ta? 52 și 50. Mulți înainte. Eu am un pic mai mult, dar suntem de-o seamă. Vă să zic așa, crezi tu, că pe mămica și pe tăticul tău îi caută moartea pe acasă. Și pe ei caută moartea pe acasă și tu te duci la distracție la ruse, păi e frumos așa? Nu, șef, iartă-mă, n-am vrut să zic, am fost prost. Ai iartă-mă. Fost. Ai fost. Eu te iert. Dar să vedem dacă tu iertați și Dumnezeu. Cap sau pajură? De ce? Aici eu pun întrebări, nu tu. Cap? Ba nu, normal, ce s-a leșit tu. Dacă cade pe cap, înseamnă că Dumnezeu te-a iertat și eu te las să duci acasă la mămica și tăticul tău să le spui că ai vorbit prost azi cu cineva de seama lor și că-ți pare rău. Dacă e pajură, înseamnă că Dumnezeu nu te-a iertat și trebuie să te mai ții un pic să-l conving eu să te iert. Facem așa? Hm? Dacă vă mai prind pe aici, că vorbiți urât și n-aveți respect, vă rup picioarele și vă întoarceți la București în cioturi, s-a înțeles? Da, șef.